Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Eu mă ridic în picioare pentru că nu pot să stau jos, să vorbesc de jos în fața domnului Patapievici. Ați venit astăzi să-l ascultați pe el, nu pe mine. Motiv pentru care voi face o introducere succintă înainte de a da cuvântul domnului Patapievici. Așa cum știți, acest șir de evenimente, unde primul invitat a fost domnul profesor Miclea, al doilea invitat este Horia Roman Patapievici, face parte dintr-o gândire generală a primăriei care dorește să inducă în comunitatea din Reșița o dinamică a cunoașterii, o dinamică a învățării, o modalitate de a valoriza cunoașterea și ideile noi. Partenerii, finanțatorul este primăria Reșița, parteneri sunt organizatori, este GMMC. Unde e Cătălin Lăzurcă? Cătălin? Așa. Mulțumim, Cătălin, pentru organizare. Mulțumim Universității Babeș-Bolyai, Centrul Reșița, pentru găzduire. Radio România Reșița, unde e Laura? Nu-i Laura. Păcat. Pentru transmiterea evenimentului și eu mi-am notat un lucru foarte pe scurt pe care doresc să-l spun în introducere. Domnul Horia Roman Patapievici face analize percutante și riguroase, a făcut analize percutante și riguroase ale problemelor din lumea românească, din lumea României, comuniste și postcomuniste. Eu mă aștept astăzi să auzim analize tot atât de percutante și venind de la un om de știință înainte de toate, cu siguranță riguroase, despre Europa și mai ales calea înspre înzdrăvenire, înzdrăvenire mentală. Cred că e nevoie de așa ceva. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, Horia Roman Patapievici. Horia, te rog. Mulțumesc, Daniel. Bună seara, doamnelor, domnilor. Mulțumesc invitației de a ține o conferință la Reșița. În cadrul acestei foarte interesante inițiative, cum gândim lumea de astăzi. Eu mi-am ales să fac în fața dumneavoastră o meditație asupra relației dintre Europa și creștinism. Am să o fac, așa cum mi-a sugerat Daniel, într-un fel riguros, nu știu dacă științific, dar în orice caz cu rigoare. Și pentru asta vreau să vă spun la ce să vă așteptați în următoarea oră. Ca să știm despre ce vorbim atunci când punem chestiunea Europei și a creștinismului, am să propun o definiție a Europei și o definiție a creștinismului. Acest lucru am să-l fac având în arrière-pensée, în spatele gândului, adică fiind orientat de ideea lui Max Weber privitoare la o unealtă de descriere teoretică a realității pe care a numit-o ideal tip. Ideal tipul reprezintă o trăsătură sau un mănunchi de trăsături referitoare la o realitate dată, la un fenomen dat, care sunt extrase din celelalte trăsături existente deopotrivă ale fenomenului respectiv și operarea în continuare cu această, îmi vine să spun, esență operațională a fenomenului. În felul ăsta poți opera comod raționamente teoretice. Foarte rapid, ăsta este modul în care mi-am construit meditația și insist, nu este o conferință ex-catedra și este în fața dumneavoastră
îmi permit să meditez cu voce tare la o chestiune care îmi stă la suflet. De ce îmi stă la suflet? Păi îmi stă la suflet pentru că la un anumit moment te întrebi, ce ești? Ce ești tu ca membru al unei comunități? Ce ești tu ca membru al unei comunități largi? Ce suntem noi astăzi ca români? Ce suntem ca europeni? România fiind în Uniunea Europeană. Dar asta epuizează noțiunea de Europa? Faptul că România este în Uniunea Europeană? Îmi vine să spun că nu. Și aș spune, Uniunea Europeană reprezintă o interpretare a ideii de Europa care nu o epuizează nici pe departe. Și să vă dau un exemplu care sugerează că nu o epuizează deloc. În 2003 s-a întâmplat ceva care nu știu în ce măsură v-a atras atenția sau în ce măsură presa a fost la înălțimea evenimentului simbolic care s-a petrecut. În comisia care era însărcinată cu redactarea unui proiect de Constituție al Uniunii Europene, care până la urmă nu s-a soldat cu un rezultat, a fost o dispută referitoare la faptul, în sine foarte evident, acela că între rădăcinile spirituale, culturale ale Europei se află creștinismul. Adică, cum aș putea eu să spun că nu sunt fiul lui Dionisie și al Georgetei? De vreme ce Georgeta a fost mama mea și Dionisie a fost tatăl meu. Cum ar fi să fac o declarație în care spun, în calitate de om emancipat, declar, sunt pe jumătate ori deloc fiul tatălui meu și al mamei mele. Această comisie, cu un puternic lobby franco-belgian, a decis să nu menționeze în preambulul proiectului de Constituție Europeană rădăcinile creștine ale Europei. Asta te pune pe gânduri. Te pune pe gânduri și ți-aduce aminte de o vorbă a filozofului britanic Roger Scruton, care spunea că noi trăim de la o vreme într-o cultură a repudierii. Este o repudiere a culturii înalte europene, o repudiere a creștinismului. Suntem instalați cumva într-un soi de uitare programatică, în numele unor valori care pasă mitear transcende și depăși creștinismul, suntem instalați în această uitare. Și meditația pe care vă propun este inspirată de acest lucru. Dacă vreți, voi face în fața dumneavoastră cum faceți când vă duceți la medic. La medic începeți prin a face o anamneză, adică spuneți despre dumneavoastră ce credeți că este semnificativ în raport cu întrebarea pe care o adresați medicului și dezvoltați intuitiv o simptomatologie. Asta este anamneza din care medicul folosește, potrivit științei lui, datele pentru a-ți oferi o soluție la problema ta. Deci, e ca și cu alcoolicii. Primul pas ca să te vindești de alcoolism este să-ți dai seama că ești alcoolic. Dacă te afli în negarea faptului că ești alcoolic, nu ai nicio șansă să scapi de această meteahnă. Prin urmare, meditația pe care vă propun este ca o anamneză referitoare la Europa. În felul ăsta voi dezvolta treptat o radiografie a ceea ce este creștinismul. Și am să încep de la ceva care m-a frapat când am întâlnit acest lucru. În 1922, Paul Valéry, un spirit extraordinar al culturii occidentale, a ținut o prelegere închinată Europei, studenților de la o facultate din Zürich. Și acolo a dat o definiție care a devenit faimoasă repede, pentru că este succintă și exactă.
a construit, altfel spus, în termenii pe care i-am evocat mai devreme a lui Max Weber, a construit un ideal tip al Europei. Și ea sună în felul următor, spune Paul Valéry, orice teritoriu sau orice popor, comunitate, care au fost vreodată romanizate, care au fost creștinate și care s-au supus disciplinei spiritului grec, sunt în mod deplin europene. Deci ce înseamnă Europa în această primă tentativă de a o defini? Înseamnă romanizare, creștinare și supunere la disciplina spiritului grec. Rădăcinile noastre sunt Atena, Roma și Ierusalimul. În 1935, prima definiție e din 1922. În 1935, Nicolae Iorga publică la București, în limba franceză, o carte care se numește Bizanț după Bizanț. Titlu admirabil. Și care începe, pe prima pagină, cu o definiție, iarăși, în sensul lui Max Weber, este un ideal tip a tipului de civilizație bizantină. Spune, nu din punctul de vedere al puterii politice, nu din punctul de vedere al dinastiilor care s-au succedat, ci din punctul de vedere al civilizației ca tip de civilizație, Bizanțul este spiritul elen, adică grecii, dreptul roman și ortodoxia împreună cu toate manifestările artistice ale ei, prin care s-a exprimat și prin care s-a întemeiat. Deosebirea față de definiția lui Paul Valéry este că romanizarea este înlocuită cu ideea de drept roman. Iar creștinarea este particularizată, el vorbește de Bizanț, prin ideea că creștinismul grec al Bizanțului poate fi caracterizat prin cuvântul ortodoxie, ceea ce nu este complet corect, și adaugă un lucru foarte interesant, cuplajul care într-adevăr caracterizează creștinismul grec între forme artistice de expresie și dogmatică, fondul de principii al creștinismului respectiv. Definiția până la un termen, cum ar spune matematicienii, este identică pentru Bizanț și pentru Europa. E întâmplător? Absolut deloc. Pentru că dacă priviți retrospectiv, și întotdeauna eu când fac asta, deși judecata se referă la evoluții temporale, mă uit la geografie, mă uit la ea de sus și văd cum e răspândit Bizanțul, cum este răspândită civilizația occidentală și Europa care le acoperă teritorial. Europa nu este un teritoriu, reiese foarte clar, ci este un spirit, un spirit care ține de Roma, de Atena și de Ierusalim. Deci dacă faceți acest lucru, o să vedeți că, deși vioara întâi în definiția Europei este întotdeauna un punct de vedere occidental, de fapt există ceva care este situat în răsărit, să zicem, care este Bizanțul și care reprezintă un lucru asupra căruia nu a fost niciodată suficient accentuat, niciodată suficient subliniat. Acela că până în 1453, în acea zi de marți, 29 mai, când Constantinopolul s-a prăbușit în fața turcilor otomani, până la acel moment, Bizanțul
sau cel căruia occidentalii îi spun Bizanț, reprezintă Imperiul Roman, care s-a creștinat, care a adoptat, după împăratul Heraclie, limba greacă ca limbă oficială, până atunci fusese limba latină. Reforma pe care Vasile al II-lea, macedoneanul, o face în drept, pornind de la reforma precedentă din secolul VI al lui Justinian I-ul, care a generat faimosul Corpus Iuris Civilis, nu mai este în latină redactată, ci în greacă deja. Dar Bizanțul este Imperiul Roman. Acest lucru a fost obturat de evoluțiile care s-au petrecut în Occident, cu Europa, și faptul că prima conștiință de sine a Europei s-a născut în Occident, a făcut ca această parte a istoriei europene să fie uitată. Remarcați, vă rog, că sunt într-o logică a uitărilor, a straturilor de uitare. Am evocat mai devreme repudierea sau uitarea creștinismului în timpurile noastre. Există, pentru timpurile mai vechi occidentale, o uitare a Bizanțului. Și în momentul în care creștinismul latin a revendicat titlul de creștinătate, există o uitare a creștinătății orientale, pe baza căreia s-a construit unicitatea creștinătății latine. Lucrurile astea trebuie să ni le reamintim, pentru că fac parte din anamneza noastră. Deci, spiritul european, revin la cele două ilustrări ale ideal tipului european, spiritul european conține și în Occident și în răsărit trei componente fundamentale. Este romanizarea, care reflectă prezența Romei din punctul de vedere al etnogenezei, să-i zic, dar implică de fapt un element cultural fundamental, dreptul roman, cum spune Iorga, supunerea la disciplina spiritului grec, cum spune Valerii, sau filozofia și știința elenilor, cum spune Iorga. Și un element de creștinism, oricum l-am caracteriza. Întrucât eu construiesc acum un ideal tip al creștinismului, nu am să mă încurc cu aspectele confesionale. Am pomenit deja și vă rog să remarcați că nu am optat pentru formula lui Iorga să vorbesc de ortodoxie versus eventual catolicism, ci am vorbit de un creștinism latin, pentru creștinismul de limbă latină din Occident, și de un creștinism grec, care este creștinismul din Imperiul Roman în primul mileniu al creștinismului și jumătate din cel de-al doilea. Prima sinteză a dogmaticii creștine, și când spun dogmatică, vă rog, eliminați din reprezentarea pe care o aveți ideea de spirit dogmatic, înseamnă spirit mărginit, înseamnă la rigoare un cretin fanatic care a încetat să mai gândească. Dogma, cu pluralul dogmata în greacă, înseamnă principiu, principii. Marcus Aurelius, care și-a scris însemnările către sine pe la 170 după Hristos, în greacă, el împăratul roman, folosea adeseori când spunea, recapitulează toate principiile tale. Și în greacă în care scria, spunea, recapitulează toate dogmata de care atârni. Dogma înseamnă principiu. Deci când spun dogmatică creștină, mă refer la principiile care exprimă creștinismul ca religie, ca filozofie și ca teologie. Prin urmare, nu am să fac distincțiile care adeseori se fac și care de multe ori sunt partizane și ne încurcă emoțional între catolicism, ortodoxie, mai târziu reformă și așa mai departe, deși fiecare reprezintă aceste trei variante de creștinism, reprezintă o poziționare în interiorul creștinismului care are fiecare dintre ele bogăția sa în consecințe istorice și culturale. Deci,
Asta ca să vă explic limbajul pe care îl folosesc și de ce am spus creștinism grec și creștinism latin. Nu e o formă neapărat de diplomație, ci este o formă de a construi ecumenic o noțiune de creștinism operațională. Cum s-a constituit creștinismul? Și acum, după ce am dat acest aperșu referitor la spiritul european, vreau să construiesc așa un fel de perspectivă ce este creștinismul. Și iată cum o să o fac. Creștinismul este Evangheliile. Evangheliile care au convins un număr de oameni în primele secole, secolul 1, secolul 2, că s-a petrecut ceva extraordinar care este relatat în Evanghelii, pentru că Evangheliile sunt niște relatări, sunt niște istorisiri despre evenimente care s-au petrecut. Acel lucru extraordinar care s-a petrecut, creștinii îl exprimă prin formula Dumnezeu s-a făcut om. Acest lucru este relatat în Evanghelii și a mobilizat, a strâns la oaltă un număr din ce în ce mai mare de oameni. În secolul II, un teolog luteran, Adolf von Harnack, spune că s-a petrecut ceva crucial pentru evoluția creștinismului. S-a decis ca creștinismul să fie exprimat nu numai de ansamblul evangheliilor, plus faptele apostolilor și scrisorile și închiindu-se cu Apocalipsa, ci să se adauge și Vechiul Testament. Dar atenție, nu într-o formă rezumată, nu într-o formă parafrazată și nici măcar prin excerpte. Adică iau asta și asta și asta, restul neconvenindu-mi, îl las deoparte. S-a petrecut ceva din punct de vedere intelectual de un curaj nebun. Și anume a fost preluat Cartea Sfântă a evreilor în integralitatea ei, până la câteva texte, nu are semnificație aici. Fapt este că tot Vechiul Testament a fost luat. Ăsta este un caz unic în istoria religiilor, în care o religie nouă, polemică, deși născută din cea veche, hotărăște să preia integral canonul ei scripturistic. Asta deja spune ceva despre ceea ce noi astăzi numim spiritul european. Acest mod de a introduce în ceea ce ești o alteritate. Atât deocamdată vă atrag atenția asupra a ceea ce s-a petrecut în secolul II. În continuare, iară s-a petrecut ceva extraordinar. Începând cu secolul IV, la inițiative care sunt laice, e vorba de împărat, și pentru a face față opiniilor diverse referitoare la ce s-a întâmplat atunci, în prima jumătate a primului secol creștin, care reprezintă obiectul istoriilor din Evanghelii, pentru a face față diversității de opinii, spuneam, a fost convocat un sinod. Sinod înseamnă în greacă adunare. O adunare, atunci au fost 318 părinți, părinți adică episcopi. Episcop înseamnă cel care veghează asupra comunității. Dacă folosim numele care au devenit opace față de realități, nu mai vedem lucrurile. Dar dacă le traducem ce înseamnă, ne dăm seama de realitatea foarte, foarte nemijlocită, foarte palpabilă, concretă. Deci oamenii care veghează asupra așa au venit ca să stabilească despre ce este vorba în afirmația Dumnezeu este trei, în afirmația Dumnezeu s-a întrupat și altele. Și a rezultat ceva care este fără precedent în istoria altor religii.
s-au străduit pe parcursul a 7 sinoade ecumenice pentru că adunau toate episcopiile, inclusiv cele care rămăseseră în fostul Imperiu Roman de apus, în afara formulei teritoriale a Imperiului Roman rămas în ființă, având capitala la Constantinopol, respectiv Episcopia Romei, sediul papilor. Și în aceste 7 concilii ecumenice, început cu Nicea 1 în 325 și încheiat în 787 cu Nicea 2, s-a petrecut ceea ce Constantin Noica numea cea mai teribilă dispută filozofică care a contribuit la nașterea spiritului european. Cum a spus el metaforic, spiritul european nu s-a născut în nordul germanic, cum vrea Spengler, s-a născut în 325 la Nicea. Prin asta el rezumă metaforic faptul fundamental că temelia spiritului european a fost pusă pe dezbateri care nu aveau nicio legătură cu încercarea de a face o definiție politică, juridică, ori culturală, pentru o entitate care pe vremea aia nici nu era născută în mințile oamenilor, pe care noi o numim civilizație. Pe vremea aia se gândea în termen de cetate și imperiu. Iar imperiu avea un singur nume, Imperiul Roman. Iar cetatea avea un singur nume, era Roma sau era Constantinopolul. Deci ce s-a petrecut în aceste 7 sinoade ecumenice? S-a petrecut un lucru pe care îl exprim ca să înțelegem acum. În oglinda modului în care s-a făurit creștinismul, constituirea structurii pe care o numesc Europa, ca să înțelegem acest lucru, vă rog să aveți o privire binoculară, cu un ochi, ureche, ochi al minții, primiți ce vă spun despre creștinism. Cu celălalt, primiți, vă rog, ceea ce se constituie ca fiind Europa. În aceste 7 concilii ecumenice, ce s-a petrecut de fapt? S-a petrecut următorul lucru. Niște oameni care erau gânditori, și vă rog să remarcați, nu mai spun că erau episcopi, adică oameni ai bisericii. Ce e biserica? Este eclezia. Ce este eclezia? E adunare. Nu erau oameni ai adunării creștine, sociologic vorbind. Erau gânditori și în același timp oameni care credeau cu fermitate în faptul că Dumnezeu s-a făcut om și că acest lucru a fost făcut cu un scop. Scopul era salvarea umanității. Modul concret în care salvarea umanității se produce este prin răscumpărarea unui păcat care este filozofic exprimat prin pierderea paradisului, izgonirea din paradisul terestru, și la capătul timpurilor, după o judecată care este de natură morală, se restaurează totul. Dar știți cum? Nu sub forma platoniciană sau orfico-pitagoreică, în care sufletul a scăpat în fine de temnița corpului, ci într-un mod în care, cum se spune în mărturisirea de credință a crezului, aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie. Deci ei nu spun, creștinii, cred în nemurirea sufletului separat în fine de murdărirea corpului, cum ar spune orfico-pitagoreicii și pe urmele lor platonicienii. Nu, ei spun că ei cred și asta se întâmplă la sfârșitul timpurilor, prin faptul că Dumnezeu s-a făcut om, ei cred în faptul că trupurile vor învia și va exista o viață eternă pentru trupurile înviate. Asta, doamnelor și domnilor, este sminteală pură. Pentru cine? Pentru mintea
obișnuită. Am dat această caracterizare șocantă, că acest lucru este sminteală pură, din două motive. Unul este scripturistic, pentru că Apostolul Pavel spune că propovăduirea creștină este prilej de potignire, este scandalon, este un scandal. Iar acest lucru este un leitmotiv al tuturor marilor teologi. Bossuet, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, care a scris o istorie universală creștină, încă vorbește pe față în predicile lui despre scandalul creștinismului. Al doilea motiv este pentru că vreau să pun în lumină sursa scandalului. Și atunci fac un pas în urmă. A existat o civilizație, așa spunem noi astăzi, termenul de civilizație, cum știți, e foarte recent, civilizație a apărut mai întâi în secolul XVI în Franța, în zona dreptului, în zona jurisprudenței, ca verb, civilize. Și știți ce însemna? Însemna trecerea unui proces din penal în civil. Acest lucru, care era un fapt de gândire juridică, era un verb, în secolul al XVIII-lea, la jumătatea lui, a devenit substantiv, prin opoziție cu sălbăticie. Și acest cuvânt a avut o posteritate extraordinară în secolul al XIX-lea, în toate culturile europene. Dar noțiunea de civilizație nu era o noțiune pe care să o înțeleagă un grec, de exemplu. Deși dacă îi explicai, pentru că grecul era foarte deștept, pricepea imediat despre ce este vorba. Dar nu era încă momentul să se nască acest decupaj pentru forțele istorice pe care noi îl numim civilizație. Deci a existat o cetate, Atena, în care s-a petrecut ceva fără precedent în raport cu civilizațiile de până la ea. Spun Atena pentru că am folosit deja acest ideal tip pentru mintea greacă, pentru greci, care este Atena. Dar dacă mă uit la contribuțiile, distribuția geografică a civilizației vechilor greci, atunci am să văd că Asia Mică este o componentă extraordinară, o să văd că Grecia Magna, cum se numea, Grecia Mare, adică partea de jos a cismei italice plus Sicilia, era o zonă greacă și a fost greacă în sensul de bizantină până în secolul XI. Nu Sicilia, care a fost pierdută mai devreme în favoarea arabilor. Dar folosesc Atena, iarăși, ca un ideal tip pentru a exprima Grecia. Ce s-a petrecut acolo? Iată cum exprim lucru fundamental care s-a petrecut în Grecia. Toate civilizațiile sunt bazate pe cunoaștere. Toate. Pentru că dacă nu există forme complexe de cunoaștere, nu se poate edifica conviețuirea. Pur și simplu. Și vă dau un exemplu antropologic. Prefaceți-vă în antropologi și duceți-vă la țară oriunde, în zona cea mai înapoiată a României. Și stați acolo cu ochiul, cum se spune, care îndepărtează semnul de obiectivitate al antropologului și vedeți cum își desfășoară viața. O să vedeți că fiecare viață, cea mai simplă și elementară, este bazată pe mobilizarea unui număr enorm de cunoștințe. Deci orice civilizație este bazată pe formă de cunoaștere. Formele de cunoaștere care au dominat civilizațiile de până la greci pot fi exprimate epistemologic ca fiind cunoașteri prin intermediul clasificărilor, prin intermediul realizării unor liste, prin intermediul realizării dicționarelor, clasoarele, clasificările, așa se cunoștea. Vă dau un exemplu, teorema lui Pitagora. Noi îi zicem așa, pe bună dreptate, dar întrebarea este,
a fost inventată de Pitagora? Răspunsul este nu. De unde știm asta? Știm din faptul că toate civilizațiile dinainte de greci au lăsat monumente. Aceste monumente stau în picioare. Ele stau în picioare dintr-un singur motiv, pentru că ei știau tot să construiască unghiul drept. Dovada, faptul că ei cunoșteau construcția unghiului drept perfect de bine, arată că ei cunoșteau teorema lui Pitagora. Cum o cunoșteau? Păi da, există tăblițe cuneiforme, pergamente, nu știu ce, care au păstrat faptul că ei aveau perechi de numere, care pentru noi sunt catetele, ipotenuza, și pe baza lor, unor lungimi pe care le trasau, puteau să construiască unghiul drept. Deci aveau o rețetă, aveau o cunoaștere. Cum era această cunoaștere? Realizarea unei liste semnificative. Adică era principiul clasificării și principiul listei. Grecii, pentru prima oară în istorie, au înlocuit cunoașterea prin intermediul întocmirii de liste prin formularea de teorii. Cunoașterea prin intermediul formulării de teorie este marea descoperire a grecilor. E motivul pentru care ei au inventat primii știința. Știți de unde știm asta? Tot din rămășițele arheologice. Toate civilizațiile și-au ridicat privirea spre cer. Toate. Și au văzut astrele și și-au dat seama că sunt de două tipuri. Sunt cele numite stele fixe, care își păstrează în mișcarea lor globală distanța dintre ele, și astrele rătăcitoare, planetele. În greacă, planetă e un participiu care înseamnă rătăcitor, care au mișcări de tipul ăsta. Le-au clasificat, prin urmare, și sunt două tipuri de corpuri cerești. Și-au observat regularități și au fost în stare să prezică, constatând regularitățile observate, eclipsele. Dar nu aveau o teorie a acestor mișcări. Au făcut o listă de observații. Știți cât de puternică era această listă? Ptolemeu avea pe masa lui observații care proveneau din ceea ce grecii numeau Caldea, adică civilizațiile mesopotamiene. Observații care, acurate fiind, încă se mai aflau pe masa lui Copernic în 1543, când a publicat capodopera numită de Revolutionibus. Dar nu aveau o teorie pentru aceste mișcări. Primii care au făcut o teorie sunt grecii. Și știți cum au făcut? Au matematizat observațiile. Și anume, au construit combinații de mișcări circulare pentru elementele constitutive, respectiv planete, centrul lor, așa cum vedeau ei lucrurile, care este Pământul, stelele fixe și așa mai departe, au combinat mișcările în așa fel încât să rezulte observațiile făcute în mod empiric. În felul ăsta exista o bază teoretică de înțelegere, de a înțelege ce se întâmplă cu adevărat. Am făcut acest mic excurs ca să vă spun că atunci când Paul Valéry spunea să te supui disciplinei spiritului grec, asta înseamnă ceva precis, să te supui rațiunii științifice grecești. Grecii au descoperit știința matematizată și prima pe care au făcut-o, impecabil, deși incomplet, este astronomia zisă matematică. Au făcut acest lucru, au încercat să matematizeze echilibru static al forțelor. Această denumire, forță, este a lumii moderne, dar folosesc expresia ca să înțelegem la ce se refereau ei. Echilibru static, au încercat să-l matematizeze și au folosit niște constructe mentale care stau la originea calculului infinitezimal. Mintea strălucită a fost a lui Arhimede, care a mers cel mai departe. Dar n-au mers până la capăt. A fost sarcina civilizației creștinismului latin, despre care voi vorbi în continuare,
să ducă mai departe acest lucru și să matematizeze echilibrul static al forțelor, mă rog, și mișcările dinamice. Și au făcut-o, știți cum? Noi numim mișcare uniformă accelerată. Scolasticii o numeau mișcare uniform diformă. În secolul al XIV-lea s-a petrecut acest lucru la Merton College, la Oxford. Niște teologi, care erau numiți calculatores, adică calculatori, uneori derogatoriu, râzând de ei, că aplică geometria teologiei. Alteori admirativ, pentru că erau niște minți formidabile, logice și matematice. Acești călugări sunt primii care au reușit să demonstreze, prin reprezentări geometrice și prin comparații de arii, ceea ce noi numim teorema vitezei medii. Sau dependența în mișcarea uniform-diformă, cum spuneau ei, a spațiului de timpul scurs, și anume cu pătratul timpului și nu cu timpul simplu, direct. Nu Galileo Galilei a făcut asta în secolul al XVII-lea, ci teologii de la Merton College. Și revin acum la greci. Grecii, deci, au inventat cunoașterea prin intermediul formulării de teorii. Numesc acest lucru mintea greacă. Mintea greacă este mintea care funcționează logic. Dacă citiți dialogurile lui Platon, vedeți că el are o cunoaștere completă a silogismelor. Dar când citiți organonul lui Aristotel, în care el sistematizează figurile silogismului, vedeți ce înseamnă să aplici teorie la o situație care este cunoscută intuitiv și nemijlocit. Chiar în interiorul spiritului grec avem o maturizare a spiritului științific care generează sau transformă cunoașterea logică a figurilor gândirii într-o teorie a silogismului. Iar acest lucru n-a mai putut fi schimbat pentru că este o teorie corectă. Ea a trecut prin toată scolastica, care a rafinat extraordinar silogistica aristotelică și s-a dus direct în cunoașterea logică a modernilor, ei adăugând pe acest model și prin generalizări, logica propozițiilor, nu numai logica predicatelor și așa mai departe, construind logicile moderne. Este o evoluție continuă. Cine a realizat această evoluție continuă? Când spun cine, mă gândesc ce tip de minte. Și răspunsul este mintea greacă. Mintea greacă a fost chemată atunci la Nicea în 325 să înțeleagă ce înseamnă că Dumnezeu s-a făcut om. Iar acest lucru a fost înțeles sub forma dogmelor, adică a principiilor creștinismului. Crezul pe care îl știți și poate l-ați spus Papa Galigind, preotul, atunci când ați botezat pe cineva. No. Atunci trebuie să spui preot. Te lepezi de satana, mă lepezi. Și după aceea spui crezul. Și l-ați spus, dar nu v-ați gândit ce e acolo. Conjecturez, poate v-ați gândit. E filozofie pură, exprimată într-un mod pe care eu am să o fac acum în formă filozofică. Și în felul ăsta vreau să vă spun ce a făcut creștinismul cu mintea greacă. Și sunt două posibilități. O posibilitate este asta. Ai ceva care este deasupra logicii, deasupra gândirii raționale. Prima atitudine este iraționalismul, misticismul, respingerea nivelului rațional și darea lui la o parte și instalarea în lumea non-raționalității științifice. Nu asta a fost calea pe care au adoptat-o gânditorii care au participat la cele 7 sinoade ecumenice. Calea lor a fost următoarea. Să folosesc mintea greacă, și mintea greacă este mintea care a realizat știința grecilor. Pe vremea aia, când pe Vasile cel Mare, în omiliile lui, de exemplu, sau pe Ioan Gură de Aur,
sau pe toți autorii care s-au ocupat de ceea ce se numește hexaemeroane, adică comentarii la primele zile ale creației. Și ei se referă la ce spune știința? Răspunsul este ce spune știința grecilor. Grecii erau un alt nume, elenii, pentru păgâni, pentru că ei nu erau încă creștinați și erau considerați alteritatea păgână. Dar așa cum în secolul II, măreția creștinismului este că a păstrat integral cartea sfântă, canonică, a evreilor, un altul este că nu au optat pentru eliminarea minții grecești, ci păstrarea minții grecești și obligarea ei să gândească rațional ce înseamnă că Dumnezeu este trei și că Dumnezeu s-a întrupat. Și vă dau un exemplu pe al doilea principiu. Și anume, așa numită problemă cristologică. Ce înseamnă că Dumnezeu s-a întrupat? Aici sunt implicate două entități. O entitate este divină, o alta este umană. Între uman și divin, raportul, evident, este în interiorul creștinismului, divinul este diferit de uman, și anume este foarte diferit de uman, și anume, în mod tehnic, este transcendent diferit de uman. Mai mult, acest transcendent este creator, pentru că divinul a creat umanul. Deci, între cele două naturi ale făpturii, una, psihologic una, e o persoană, că dacă sunt mai multe, suntem în zona schizofreniei, e una. Deci, în persoana una, sunt două naturi, pentru că Dumnezeu s-a făcut om. Este natura omului și natura lui Dumnezeu, natura divină. Cum funcționează mintea greacă pe această propunere a religiei? Sunt două naturi separate printr-un raport de transcendență. Ele sunt unite fără să se amestece. Și ele sunt distincte fără a fi separate. Este o formulă logică pentru a exprima ceva ce are un corespondent în realitate atunci când adaugi planului de realitate care este al realității materiale, un alt nivel de realitate care este al nivelului superior de realitate. Altfel spus, modul în care mintea greacă a fost folosită a fost prin păstrarea logicii grecești și construirea paradoxurilor prin introducerea nivelurilor distincte de realitate. De unde vine chestia asta? Și o spun celor care sunt pasionați de filozofie, doar sub forma unei indicații. În Phaidon, în momentul în care discipolii vin la Platon, la Socrate, pentru ultimele lui ore înainte de a bea cucuta, potrivit condamnării la care a fost supus de concetățenii lui iranieni, a fost pentru a fi introdus zei străini în cetate, noi, și doi, pentru că a corupt tineretul, adică pentru că l-a inițiat în filozofie, corupție majoră. Deci, în discuția aceea, există un pasaj care este la pagina 100, 99 și 100, în Stephanus, așa, în care e introdusă noțiunea de a doua navigare. Prima navigare este navigarea în care ai vânt. Vântul îți umflă velele și atunci mergi de n-ai treabă. Socrate spune, când ai vânt, înseamnă că ai informații senzoriale. Și te descurci perfect când ai informații care vin din lumea materială, te descurci perfect în lumea de materială, în acest mod. Dar în momentul în care nu le mai ai, adică când gândești matematica, când gândești teologia, ce trebuie să faci? Și răspunsul lui Socrate este, pui mâna și faci, intri în a doua navigare. Atena, care este o putere maritimă, are acest limbaj al marinarilor. A doua navigare este când n-ai vânt, ai mâini, ai vâsle. Pui mâna și vâslești.
Din punct de vedere epistemologic, ce descrie Socrate este faci ipoteze, pornind de la ceea ce știi, și construiești pe ele raționamente. Raționamentele te conduc la concluzii și vezi dacă concluziile sunt compatibile cu altceva ce știi sau cu intuiții pe care le ai. Și în felul ăsta poți să continui cunoașterea chiar și atunci când nu mai ai vânt care să-ți bată în pânze. Asta este a doua navigare. Ce au făcut creștinii este a treia navigare, ca să păstrez terminologia lui Platon din Phaidon, în care au construit un model abstract, formal, de un tip de logică care este mai bogată decât logica aristotelică, logica greacă. Vă întreb, există acest model undeva în realitate? Și iată ce răspund fizicienii. Există o entitate pe lumea asta care se numește lumină. Noi știm că este o undă electromagnetică, dar mai știm că există experiențe față de care lumina se comportă ca o undă. Și atunci când aplic matematica corespunzătoare undelor, explic perfect acele comportamente experimentale. Dar există altele în care lumina se comportă ca un corpuscul. De exemplu, efectul fotoelectric, pe care l-a înțeles matematic Einstein în 1905. Aplicând raționamente care pleacă de la premisa că unda este compusă din corpuscul care se cheamă fotoni, explic perfect acele fenomene. Problema este că modelul corpuscular cu modelul undă sunt riguros incompatibile, pentru că noțiunea de undă are noțiunea de răspândire infinită, în timp ce noțiunea de corpuscul are reprezentarea concentrării într-un singur punct. Deci e contrastul dintre un punct și o suprafață infinită. Cum e cu putință ca o entitate care există și care este lumina să fie compusă din entități care sunt mutual contradictorii, astfel încât caracterul de corpuscul și de undă sunt unite în realitatea fenomenologică a luminii, dar nu sunt amestecate. Și știu că nu sunt amestecate pentru că nu există nicio experiență în care caracterul ondulatoriu să fie amestecat cu caracterul corpuscular. Deci este exact ca în dogma cristologică. Ele sunt unite, dar nu amestecate. În același timp, ele sunt distincte, dar nu sunt separate, pentru că separarea lor implică inexistența entității numită lumină. Ce vreau să vă spun este că atunci când gândești prin a treia navigare, adică, insist, folosind revelația conținută în religia creștină, afirmația Dumnezeu s-a făcut om, când o gândești cu mintea greacă, fără să o violezi, adică să o obligi să se transforme în antiraționalitate sau în non-raționalitate, cazi peste formule care sunt ontologic adevărate. Pentru că lumina este ontologic adevărată. Filozofia exprimă asta prin structura de ființă a existenței, este lumina. E o afirmație fantezistă. În 1924, un francez, Louis de Broglie, a susținut o teză în care a afirmat că orice materie, oricărei materii, îi se poate asocia, potrivit unei formule, în care lungimea de undă este invers proporțională cu impulsul prin intermediul unei constante, care este constanta, o constantă universală a naturii și este constanta lui Planck, oricărei materii îi se poate asocia o undă. Iar acest lucru este o proprietate universală a materiei. Electronul este un corpuscul. În 1927, doi americani, Davison și Germer, au făcut o experiență de difracție
pe o anumită substanță a electronilor. Și electronii s-au comportat exact ca o undă. În consecință, un an mai târziu, Louis de Broglie avea să lua premiul Nobel pentru fizică, anume pentru a fi făcut această afirmație care nu este non-științifică și care este stranie în cel mai înalt grad. Orice materie are un aspect ondulatoriu. Am dat acest exemplu pentru a vă arăta că ce s-a petrecut, noi care are dreptate, ce s-a petrecut atunci la Nicea a avut consecințe extraordinar de puternice. Și că ce s-a petrecut acolo nu este un act de construcție a unei dogmatici în sensul dogmatic al cuvântului, în sensul peiorativ, ci ceva mult mai înalt, și anume depășind complet puterea noastră de înțelegere. A fost ceva într-adevăr formidabil. Și acum vin la chestiunea europeană. Mintea greacă, păstrată ca minte rațională științifică, a fost folosită pentru a da seama de revelația conținută în religia creștină. Această revelație are, cum știți, trei aspecte fundamentale. Un aspect este întruparea lui Dumnezeu, un altul este învierea trupurilor și un altul este caracterul ternar al unității. Un medievist francez, Rémy Bragg, spunea: Trinitatea poate fi cel mai bine înțeleasă, și nu treimea, că treime înseamnă unul pe trei. Deci Trinitatea poate fi cel mai bine înțeleasă punând întrebarea cum este Dumnezeu unul. Și între cele trei religii monoteiste, religia iudaică spune Dumnezeu este unul, fiind unul. Islamul răspunde că Dumnezeu este unul, fiind unicul. Iar creștinii răspund Dumnezeu este unul, fiind trei. Ce este asta, nu am timp să vă explic acum, dar vă spun doar așa ca poantă. Individuarea oricărui obiect al lumii se face nu prin sine însuși. Deci la întrebarea cum este un obiect unul, nu poți să-i spui fiind de unul singur. El este unul cu proprietățile lui care îl caracterizează numai în relație cu un altul. Orice proprietate este relativă la un altul. Dar ca să existe obiectivitate a acestei relaționări, este obligatoriu să mai fie unul. Deci orice individuare prin proprietăți presupun ideea de relație, iar această relație nu este ca în balet un pas de deux, este un pas de trois. Întotdeauna individuația are nevoie de trei elemente, cel individuat și alte două de relaționare și adeverire. Iar asta este o unitate epistemologică de construcție a lumii. Deci la întrebarea cum este un obiect unul individuat, răspunsul este fiind în relație cu alte două. Iar asta este, și reiau formula filozofilor, structură de ființă a existenței. Deci nu este atât de absurd. Și să știți ce am făcut acum, este un excurs din mecanica cuantică. Deci nu este absurd să răspunzi trei la întrebarea cum este unul unul. Nu este absurd. Bun. Asta ca să explic ce este creștinismul. N-am uitat că l-am definit prin trei elemente. Elementul de trei în unitate, elementul de, să zic, al luminii, nu mai insist, și al treilea, care este al învierii. Ăsta este un element
care nu este acoperit în ontologia pe care noi o cunoaștem. Este un obiect al credinței. Celelalte două sunt acoperite în ontologia pe care noi o cunoaștem. Acest al treilea element, să zicem elementul redemptiv al creștinismului, nu este acoperit în ontologia pe care noi o cunoaștem și este un obiect pur al credinței, cel puțin în formula pe care noi o trăim. Sau, și acum vă provoc, sau nu s-a născut un al optulea conciliu ecumenic în care să se gândească care este structura de ființă a faptului că eu afirm, cred în învierea morților și viața veacului, adică în învierea trupurilor. Să gândești acest lucru este un lucru care încă nu a fost făcut. În mobilizând mintea greacă. Și acum vin la Europa. Ce este Europa? Europa este o combinație de trei tipuri de minți. Este mintea juridică, administrativă, inginerească, îmi vine să spun, incredibil de creativă în privința constituirii structurilor societale a romanilor. Este mintea teoretică a grecilor și este modul în care creștinii au obligat mintea greacă să gândească conținuturile așteptărilor lor religioase. Din punct de vedere teoretic, asta este mintea europeană. Este o minte care a decolat în pași. Vreau să vă răspund foarte rapid la întrebarea când se naște Europa. În momentul în care sunt în Grecia, pot vorbi de Europa? Și vreau să vă dau un citat din Aristotel. Aristotel, grecii în general, atunci când se situau geografic, se situau ei, pe ei, cu Atena lor, în Europa. Pentru că lumea, din punct anticilor, era împărțită în trei, doar în trei. Cu o mare mare, care era Mare Nostrum, era Marea Comună. Era Europa, la nord-vest, era Asia, teritoriu uriaș, și la sud era Africa. Atât. Deci când grecul se situa în această geografie antică, el spunea sunt în Europa. Dar există un fragment în politicele lui Aristotel în care el spune grecii se află la mijloc între sălbaticii din Europa care au un temperament care nu poate sta sub o regulă, sub o lege și din acest motiv trăiesc anarhia tribală, aș adăuga eu. Între ei și asiaticii care au un deficit de voință și de năzuință a libertății, astfel că trăiesc în supușenie, sub autoritatea despoților orientali. Termenii sunt ai mei. Deci e foarte interesant că atunci când situa, din punct de vedere moral, caracterul grec, îl punea la mijloc între anarhia, adică excesul de libertate care era în Europa, și deficitul de libertate care exista în Asia. Altfel spus, se constituia pe sine drept excepție la mijloc între ceva ce se întâmplă în Europa și ceva ce se întâmplă în Asia. Deci când se naște Europa? Europa nu se naște odată cu Grecia. Grecia este un element constitutiv formidabil, dar n-ar fi ajuns să facă parte din toate astea dacă nu s-ar fi petrecut ceva. Și ce s-a petrecut? Exprim acest lucru printr-o trăsătură foarte târziu pusă în lumină a spiritului roman. Pentru că am vorbit mai devreme de dreptul roman, de mintea lor inginerească, de mintea lor administrativă și de
creativitatea lor extraordinară în constituirea structurilor societale. S-a petrecut ceva, iarăși, fără comună măsură cu comportamentul standard. Grecii au dezvoltat o cultură intelectuală și filozofică și literară atât de covârșitoare încât toți s-au simțit inferiori în raport cu ea. Romanii, rusticii romani, adică țărănoii de romani, cum spunea, deși cuvântul, traducerea de țărănoi îmi aparține mie ca să știm cum ne înțelegem, este o formulă a lui Horațiu, în care într-un vers faimos spunea că învingătorii au devenit captivi celui pe care l-au învins și că Roma învingătoare a devenit captiva Greciei învinse. Asta s-a petrecut atunci. S-a petrecut un lucru care iese din regula standard. Regula standard când ai învins este să distrugi. Cu atât mai mult dacă este ceva care ți-e superior. Ștergi de pe fața pământului superiorul și rămâi tu cu armele tale. Romanii n-au făcut asta, cel puțin nu cu grecii. Pentru că aveau un complex față de greci, s-au comportat exact cum a spus Horațiu în versul pe care l-am evocat. Nu i-au distrus pe greci după ce i-au învins. Și au învins urât, cum este orice învingere. Corintul a fost jefuit, toate statuile, pac, la Roma, în vilele lor. Le găsim astăzi când le dezgropăm. Deci s-au comportat ca niște învingători, dar s-au pus la școala grecilor. Noutatea romană este că ceea ce înving nu constituie obiect de distrugere, ci devine obiect al studiului. Acest lucru avea să caracterizeze Europa. Dacă vă gândiți la acei funcționari care în India de Nord administrau Compania Indiilor de Vest, o întreprindere capitalistă, care ulterior a fost transformată de autoritatea de stat în imperiu. Ei au descoperit acolo o limbă care i-a uluit, au pus-o pe coloană cu limba greacă și cu limba latină, pe care o știau bine că erau oameni învățați, deși erau administratori, și au descoperit că limba sanscrită este mai bogată decât limba greacă și că structura lor este identică. Și în felul ăsta, atunci, de acei funcționari, a fost emisă ipoteza rădăcinii comune a acestor trei limbi. Mai mult, au descoperit opere literare și opere filozofice care i-au înmărmurit și pe care, punându-se la școala lor, le-au editat pentru prima oară și, cum se întâmplă în lumea fosta lume cultivată, civilizată, prima traducere a Upanishadelor, cele vechi, Brihada Raniaka și Chandogya, nu a fost în engleză, a fost în latină. Iar Schopenhauer, când le-a citit, nu le-a citit în traducerea într-o limbă modernă, ci le-a citit în traducerea latină. Exact ca romanii s-au comportat englezii față de cuceriții indieni. Și a existat o epocă care a durat cam până prin 1860-1870, când multe spirite europene credeau că asistă la o renaștere comparabilă cu renașterea italiană, în care ceea ce renăștea era spiritul antichității cu operele lui și cu limba lui purificată, limba latină, limba greacă le-a venit prin emigrația bizantină. Acum era o renaștere orientală, cum a fost numită de un francez, o renaștere a acestei comori descoperite în India. Revin la romani. Această trăsătură tipic romană, care constă în a te pune la școala celui pe care, deși l-ai învins, îi înțelegi superioritatea, a fost numită de Remy Bragg raport de secundaritate. Raportul de secundaritate, alături de dreptul roman, reprezintă extraordinara inovație a Romei.
Și îmi pun întrebarea mai departe. Odată cu Roma care i-a asimilat pe greci, astfel încât noi nu vorbim de o singură antichitate, noi vorbim de antichitatea greco-romană întotdeauna. Această simbioză incredibilă în care orice roman cultivat avea două limbi. Era limba latină și era limba greacă. Până acolo, încât în familii, ei vorbeau grecește. Iar un împărat roman ca Marcus Aurelius, în greacă își făcea hipomnemata, adică însemnările după ce avea campaniile lui din Panonia. Această simbioză incredibilă, care este exprimată de acest mic detaliu istoric, dar atât de grăitor. Cezar, când a fost asasinat în Senat, el s-a apărat. Cum să nu te aperi? Cum să nu se apere? Mai întâi a spus fără de lege. Sunt arme în Senat. Nu era voie. Și s-a apărat. Până când l-a descoperit pe Brutus, între cei care erau părtași la complot. Și a spus, nu în latină, așa cum imaginează Shakespeare, ci în greacă, kai sui technon, și tu, copile. Și de atunci, Cezar, ne spun istoricii, nu s-a mai apărat. Și a tras, cum făceau anticii, toga peste chip și s-a lăsat în voia sorții. Dar atunci, în articulo mortis, să folosești limba greacă, tu roman, tu Cezar, asta arată în ce măsură raportul de secundaritate lucra în spiritul roman și în ce măsură Grecia fusese asimilată în Roma. Și revin, avem Europa în momentul în care avem această sinteză fără precedent pe care o numim greco-romană? Și răspunsul este nu, nu avem încă. Dar când avem Europa? Avem Europa în Imperiul Roman, care supraviețuiește până în 1453? Nu, nu avem nici acolo Europa. Pentru că dacă i-ați fi întrebat pe cei asediați în dimineața zilei acelea pe care am evocat-o de marți, 29 mai 1453, pe apărători ce sunteți și v-ați fi adresat cetățenilor, nu celor care din afară participau la apărare și ăștia erau venețieni și genovezi, i-ați fi întrebat ce sunteți, ei n-ar fi spus sunt grec. Cu atât mai puțin ar fi spus sunt bizantin, noțiune care era complet străină de ei. Ei spuneau suntem romani. Ăsta era răspunsul la întrebarea ce sunteți pentru apărătorii Constantinopolului. Deși erau de limbă greacă și așa mai departe. Iar unii dintre ei nici nu mai știau latina, pentru că există o situație evocată și istoricii, o știu, din secolul XI, în care un occidental ironizează scrisoarea venită de la cancelaria din Constantinopol, pentru că latina avea greșeli. Dar cum ar fi fost dacă era invers, dacă ar fi scris ei în greacă? Ne putem întreba. Deci starea de uitare a limbii, bun, asta am vrut să evoc. Era deci Imperiul Roman creștinat, având componentele pe care le-a evocat Iorga, cele trei componente europene, era Europa? Răspunsul este nu. Dar când se naște Europa? Și răspunsul meu este în două etape. Prima conștiință de sine a unei entități care se exprimă încă sub forma politică a Imperiului, iar Imperiul nu putea să fie decât Imperiul Romei, roman, care se exprimă sub forma conștiinței de sine a Imperiului, este o revendicare in absentia. Pentru că Imperiul Roman, atunci când, de Crăciunul anului 800, Papa Leon al III-lea îl încoronează împărat roman pe Carol cel Mare la Roma, toți știau, știa Carol, știa Leon al III-lea, știa viitorul biograf al lui Carol cel Mare, care notează neplăcerea cu care Carol a primit această uzurpare. Toți știau pertinamente că împăratul roman nu era acolo
ci era în Constantinopol. E drept, era o femeie, Irina. Dar era o femeie care, foarte interesant, nu-și spunea, nu-și luase titlul feminin, împărăteasă, ci își spunea împărat. Deși știa ce e, firește. Dar e interesant asta. În documente așa îmi pare ca împărat, nu ca Basilisa. Ce vreau să spun aici este că știau pertinamente că e o uzurpare, dar această uzurpare era făcută în ideea de a revendica o conștiință a Imperiului Roman în absența veritabilului Imperiu Roman, care îi păstrează spiritul pe un trunchi care politic este germanic, astea sunt triburile france, e Carol cel Mare, pe un trunchi care este, din punct de vedere politic, german, și cu o realitate care este de invenție culturală. Și vă dau două exemple. Alcuin, un irlandez, îl numește, și este prima oară când apare un astfel de titlu, pe Carol cel Mare, Pater Europe, Părintele Europei. Europa, din figura mitologică în care existase, aceea care fusese răpită de Zeus, care s-a transformat într-un nu știu ce și a fost dusă în insula Creta și așa mai departe. Deci, din mitologie este revendicată o identitate care trebuie să fie Imperiului Roman, dar el era in absentia și trebuie să primească un conținut. Ce descriu aici nu sunt procese mentale care s-ar fi petrecut plauzibil în mințile lor. Eu sunt în zona ideal tipului. Eu văd că atunci, pentru prima oară, noțiunea de Europa este folosită, iar revendicarea ei se folosește de o figură a mitologiei pentru a umple o formă politică, singura care le era la dispoziție, a Imperiului Roman și care nu era a lor, pentru că ea se afla în răsărit la Constantinopol. Această dublă revendicare culturală dintr-o mitologie și politică, pe o formă politică pe care vor să o resuscite, știind că nu este a lor, s-a născut Europa. Prima conștiință de sine a Europei este această revendicare a Imperiului Roman cu un conținut cultural care este de invenție. Și vă spun, aceste lucruri sunt deosebit de importante, pentru că cei care aveau statutul roman n-au făcut acest pas. Imperiul Roman din răsărit, de fapt Imperiul Roman a un titlu, moare ca Imperiul Roman, nu ca Europa. În timp ce se petrece ca urmare acestei uzurpări în Occident, construiește pe corpul politic al creștinătății, cu forma politică a Imperiului revendicat în absenția și cu conținuturi culturale care reconstruiesc, pentru că fusese rupți de greco-romanitatea culturală, se naște Europa. Dar ingredientele ei sunt obligatorii. Creștinism, Imperiu Roman și, cum spunea Valerii, disciplina spiritului grec. Felul în care Grecia este mereu prezentă în această Europa, de la capătul Europei, de la capătul acestei Eurasii enorme, felul în care îi prezintă Grecia mă emoționează extraordinar. Ultimul care mai știa bine grecește era un om de la curtea carolingienilor, Scotus Eriugena, care l-a tradus pe Maxim Mărturisitorul și care știa bine greacă încă.
S-a exagerat mult pierderea limbii grecești în Occident. Dar ce vreau să vă spun este că în precaritatea prezenței limbii, cunoașterii limbii grecești, este o permanentă sforțare de pe toate rămășițele venite lingvistic din toate zonele, arabi, evrei, mozarabi și așa mai departe, regăsirea spiritului grec. E o căutare a supunerii la disciplina spiritului grec în Occident, care nu se găsește la cei care posedau limba greacă încă în răsărit. Ăsta e un lucru care mă frapează și mă emoționează în același timp. Pentru că cel care a pierdut ceva cunoaște mai bine valoarea lucrului pierdut decât cel care îl are, care nu știe ce să mai facă cu el. E cazul grecilor din răsărit. Adevărata revendicare a grecității se petrece deja în ceea ce numim Europa, nu în Imperiul Roman, care, cum a spus von Ivanko, un extraordinar cunoscător al Antichității târzii, a spus: vreți să vedeți Antichitatea târzie? Este Imperiul Bizantin până în 1453. Asta e Antichitatea târzie. Nu mai căutați nu știu unde, e acolo. Și merge până în 1453. Deci acolo, în Occidentul European, îi zic așa, se petrece supunerea veritabilă la disciplina spiritului grec, care este reinventat, regăsit, după ce a fost pierdut. Prima conștiință de sine a Europei se numește creștinătate. Așa și-ar fi spus ei. Dar v-am atras atenția. Această noțiune de unicitate a creștinătății se bazează pe o uitare, care este uitarea creștinătății orientale. După cum revendicarea ideii de Imperiu Roman de către Carol cel Mare se face prin uzurpare, adică prin uitarea voită a locului în care se afla deja în plină viață Imperiul Roman, și adică în răsărit. Aceste două uitări sunt constitutive și, în termeni freudieni, putem spune că e un refulat și întotdeauna refulatul este supus întoarcerii refulatului. Niciodată ce uiți, nu încetează să te bântuie, în diferite forme. Deci prima conștiință de sine a Europei este creștinătatea. Din corpul creștinătății, prin aventuri foarte semnificative, din care evoc una, așa numitele mari descoperiri geografice, după 1492, când, pornind de la o idee științifică, aceea că Pământul este circular, cu o evaluare a razei Pământului sensibil inferioară celei reale, ceea ce le-a dat speranța că vor parcurge pe circumferință o distanță mai mică până vor ajunge unde credeau ei că vor ajunge, și anume în Indii, și nu într-un nou teritoriu, odată cu descoperirea unui nou teritoriu terestru, a fost descoperită o altă umanitate, o umanitate care nu avea nicio legătură cu umanitatea pe care noi o numim clasică, greco-latină, și cu revelația creștină. Asta a ridicat problema crucială care a fost tranșată în prima jumătate a secolului al XVI-lea în interiorul Bisericii Latine. Chestiunea fundamentală: cu cine avem de-a face? Sunt oameni dotați cu suflete sau sunt aparențe de oameni cu... nu sunt complet oameni? Iar chestiunea a fost tranșată atunci în mod categoric de către toți teologii creștini ca fiind următoarea: avem de-a face cu o umanitate deplină, ca creștini, adică posesori ai revelației, nu avem dreptul juridic și moral de a dispune de aceste populații care nu au beneficiat de revelație într-un fel care să înjosească chipul lui Dumnezeu deopotrivă de prezent în aceste populații. E pentru prima oară când, pe temei teologic, adică pe temeiurile premizelor creștine, se stabilește universalitatea umanității.
independent de originile ei istorice sau de raportul pe care îl are această umanitate cu sursa adevărului, care pentru creștini este creștinismul. Deci, întruparea lui Hristos în istorie. Din acest corp al creștinătății, într-un fel care este pasionant de constatat, se naște, dificil și, cum spun istoricii, nu așa, pac, de la o zi la alta, ca să zic, cum a căzut Constantinopolul. Marți, 29 mai 1453. Se transformă, se naște o nouă formă, o nouă civilizație, care este civilizația modernității și care se naște din corpul creștinătății, cel pe care l-am descris aici. Ce este astăzi Europa? A doua conștiință de sine a Europei se numește modernitate. Prima conștiință de sine se numește creștinătate. Cu cele două uitări, nu le uitați pe aceste două uitări. A doua conștiință de sine a Europei se numește modernitate. Această a doua conștiință de sine s-a născut polemic față de prima conștiință de sine, cu o conștiință programatică a rupturii pe care o vedeți la marii gânditori din secolul al XVII-lea. Dar acea ruptură este o ruptură prin aprofundarea originilor și nu prin repudierea creștinismului, deși au existat forme de critică instituțională a creștinismului masive. Această critică instituțională a creștinismului, anticlericalismul și așa mai departe, au fost nutrite de ceva foarte straniu și care nu trebuie niciodată pierdut din vedere. În momentul în care această a doua umanitate a fost găsită, reprezentarea a fost că oamenii creștinii au dat peste o umanitate care se afla în paradis. Ideea pe care noi o asociem cu Rousseau, aceea că starea de natură este starea de paradis și că civilizația corupe, ideea că în starea de sălbăticie, de fapt, ești într-o stare superioară civilizației, care, cultural vorbind, se exprimă prin mitul bunului sălbatic, a avut o putere extraordinară în tot Occidentul. Iar acest lucru este legat de constituirea conștiinței de sine a culturii europene, că este o civilizație. În cuvântul civilizație se află această tensiune când ea s-a născut. Această tensiune provine nu atât din trecerea procesului din penal în civil, cât din faptul că termenul prin care civilizația este gândită este starea de sălbăticie. Ori starea de sălbăticie este asociată în mentalul occidental, european, cu mitul bunului sălbatic, care are două surse. Este sursa paradisului terestru, din care noi am fost izgoniți prin păcatul originar, și asta este latura creștină, dar și mitul vârstei de aur, care vine din civilizația greco-latină, cu extraordinara construcție literară, practic o invenție a lui Vergiliu, care este mitul Arcadiei. Vreau acum să trag concluziile expunerii mele. Atunci când am vorbit de Europa, am vorbit în permanență de rădăcinile ei constitutive. Gândiți-vă cum ar fi dacă am repudia partea de Grecia din noi. Gândiți-vă cum ar fi dacă am repudia partea de Roma din noi. Faceți un Gedanken experiment, un experiment mental, și imaginați că scoateți din civilizația noastră tot ce este drept roman și consecințele lui. Scoateți, vă rog, din civilizație, adică partea de Roma, și scoateți, vă rog, raportul de secundaritate, care atât de mult ne-a ajutat. Europenii au în propriu, față de alte civilizații, faptul că atunci când au fost confruntați cu alteritatea, când au simțit că acolo este ceva, s-au pus la școala acelei
alterități. Asta explică raportul de secundaritate, cum l-a numit Remy Bragg. Asta explică de ce Europa și nu China și nu India sau mezoamericanii au descoperit civilizațiile care de-a lungul timpului au precedat civilizațiile a căror memorie a fost păstrată. Numai Europa a putut să-și dea seama și să reconstituie de valoarea relictelor materiale în privința tuturor înșghebărilor civilizaționale care ne-au precedat. Teza mea este că acest lucru are de-a face cu raportul de secundaritate. Noi nu dăm cu piciorul alterității în momentul în care o întâlnim. Încercăm să, cum se spune frumos în limba noastră, să ne îndurăm de ea, să dăm seama de ce e în ea viu, interesant și să o restituim în ceea ce este ea independent de noi. Acest scrupul de obiectivitate este tipic raportului de secundaritate. Pentru că romanul care se pune la școala grecului nu o face ca să-i dea lecții grecului, ci să primească el lecții de la grec. Deci, revin la experimentul mental pe care vi-l propun. Eliminați partea de drept roman și toate ramificațiile lui din civilizația noastră. Eliminați raportul de secundaritate. Eliminați mintea greacă din ce sunteți, din civilizația noastră. Și întrebați-vă ce rămâne. Vă spun, rămâne foarte puțin. Și vă întreb, ăsta este miezul conferinței mele, dar dacă înlăturați partea de creștinism din ceea ce sunteți, aveți impresia că rămâneți întregi? Și vă spun, în construcția pe care am făcut-o, totul începe cu grecii, continuă cu romanii, după care vine creștinismul și cu evoluțiile pe care le-am evocat, cu prima conștiință de sine a acestei sinteze și a doua conștiință de sine a acestei sinteze, creștinătatea și apoi modernitatea. Această ordine este importantă, această stratificare, pentru că structura în care s-a organizat această sinteză prealabilă greco-romană este creștinismul. Nu e ceva ce poți elimina trecând pur și simplu din jocul, cum jucăm bețele alea, nu știu, Marocco. Nu este așa. Dacă eliminăm creștinismul, eliminăm chiar modul în care această sinteză a fost remodelată. Nu poți elimina creștinismul fără să te mutilezi profund în datele tale interesante de civilizație. Deci ceea ce vreau să vă spun este că acea decizie din 2003 de a elimina dintre rădăcinile spirituale ale Europei creștinismul este sinucigașă. Nu este o decizie lipsită de urmări. Veți spune, dar noi suntem emancipați, noi nu mai suntem bigoți, noi nu mai suntem creștini, este altă epocă. Dacă ați citit pe Marcel Gauchet, veți spune, creștinismul este ieșirea din orice religie și deci suntem instalați într-un soi de laicitate care nu mai are nevoie de religii, are nevoie de mindfulness. Ok. Dar rămâne faptul fundamental al identității culturale. Rămâne faptul fundamental al sursei creativității. Blaise Pascal are un fragment pe care nu l-a conturat până la capăt, în care spune: omul nu este în
starea creației sale. Dar el o spune indicativ. Tu nu ești în starea creației tale. Ce vreau să vă spun prin construcția pe care am făcut-o, prin meditația pe care am dezvoltat-o în fața dumneavoastră, este că pentru european, starea creației sale, adică acea stare în care el este în contact cu propria lui creativitate, conține cele trei elemente fundamentale în ordinea enumerată. Grecia, Roma, creștinismul. În ideea că Grecia a fost preluată în Roma și în felul ăsta s-a obținut o sinteză și astea două au fost preluate în creștinism și s-a obținut o sinteză. E un aluat. Care funcționează după formula cristologică? Adică sunt unite fără amestecare și sunt distincte fără separare. Dar nu pot să-l înlătur, pentru că atunci îmi înlătur starea propriei creații în termenii lui Pascal. Și atunci mă amputez, nu mă pot repudia în ceea ce am creștin, cum nu mă pot repudia în ceea ce am grec și nu mă pot repudia în ceea ce am roman. Pentru că atunci am încetat să mai fiu european pur și simplu. Vă mulțumesc! Înainte să încep un dialog, o să vedem cât o să fie de lung, cât mai reziști, cât mai rezist eu, intelectual, nu fizic. Eu țin, pentru că sunt nevorbit, țin să mulțumesc vieții. Țin să mulțumesc vieții pe care am avut-o până acum, pentru că m-a adus astăzi în fața dumneavoastră alături de Horia și am să vă spun de ce. Imediat după Revoluție, în 1990, eu eram deja în Franța, locuiam deja în Franța din 88, tata mi-a trimis un text și îmi zice tata, băi, fii atent, e un fizician care a scris o chestie foarte tare, unul Patapievici. Atunci era cu scrisori, cu telefoane și era unul Patapievici care a scris un text despre ziua în care a fost arestat la Revoluție, în care a povestit cum și-a făcut cruce cu limba. Și în acel context foarte tensionat al marilor speranțe, anilor 90, am citit acel text și m-am gândit, a fost, cred că, singura dată când mi-a părut rău că la 17 ani, în 88, am părăsit țara și n-am putut să fiu aici la Revoluție, fiind și timișorean. Deci, mulțumesc vieții că m-a adus aici, mulțumesc Horia și îmi permit de această poziție privilegiată să-ți ofer o carte a tatălui meu care a ieșit chiar astăzi. Nu o să ia premiul Nobel, dar îți garantez că o să ia premiul Nobel al sufletului și minții tale. Și cu ocazia asta îl salut pe tata care contrar mie, e un tip foarte modest. Știți că eu am reputația asta de arogant, așa este, dar el e un tip foarte modest. Bun, ok. Horia, uite, îți propun o discuție așa pe câteva teme. În timp ce vorbeai de cele trei moduri de a naviga. Când îți suflă, ai vânt, n-ai vânt, dar îți rămâne rațiunea. Așa. Ei, în acest moment, Horia, când spuneai lucrurile astea, eu i-am dat un mesaj primului marinar al țării și i-am spus așa, domnule președinte, vă rog repede, cum se numește în termeni marinărești
când naviezi cu unicul scop să nu te scufunzi. Adică e nasol. Ai făcut asta acum? Da, uite, ți-a rămas mesajul. Într-o zi, o să public ce am primit tot mesajul, e fabulos. Dar el mi-a răspuns pe scurt, mi-a dat un răspuns extrem de tehnic și complet și mi-a zis așa, se numește drum de capă. Deci atunci când... Drum de? Capă. Capă. Așa zic marinarii. Deci când te duci cu unicul scop să nu te scufunzi, mi-a explicat cu ruliu, cu așa, iei valul la 30 de grade să nu te scufunzi. Se numește drum de capă. Acum, prima întrebare pe care aș vrea să ți-o pun este următoare. Presupunând că Europa, ceea ce numim Europa, presupunând, nu spun că e așa, ar fi într-o situație de criză. Unii spun că este, alții spun că nu este, dar presupunând că ar fi într-o situație de criză. Și că ar trebui să luăm noi ca Europa acest drum de capă. Cum l-ai vedea acest drum? Pentru că, într-adevăr, instinctul, nu trebuie să fii foarte citit, trebuie doar să ai instinct și să-ți dai seama că acel drum de capă pe care civilizația noastră ar trebui să-l ia într-o ipotetică situație de criză, nu poate să fie disjunct, nu poate să fie tăiat de rădăcinile noastre creștine, chiar dacă într-adevăr creștinismul a cărui geneză și transformare ai surprins-o, s-a transformat dintr-o religie într-o cultură care astăzi își înglobează propriile rădăcini. Deci care ar fi în opinia ta acel drum de capă pe care Europa, definită cum ai făcut-o, ar trebui să-l ia în cazul în care ar fi în criză? Păi, Daniel, noi am încetat să reproducem prin sistemul nostru de educație tipul fundamental al culturii europene. Pur și simplu, noi am încetat să mai producem minți europene. Pentru că educația a deviat extraordinar. În sistemul, în conceptul de universitate, această cultură a repudierii a intrat masiv. Aberațiile de care auziți din Statele Unite cu cultura ștergerii, a anulării, rasializarea cu această teorie critică a rasei care se petrece în sistemul educativ, toate astea sunt forme a ceea ce Roger Scruton numea cultură a repudierii. Când am spus că refulatul se întoarce, nu e fără consecințe refularea. În plus, o dimensiune pe care eu n-am atins-o deloc, trebuie avută în vedere, e ceva care în sine e foarte interesant din punct de vedere cultural, iertați-mă, spre partea asta sunt. Și care constituie cercetarea acestui mecanism sufletesc în sine ceva foarte pasionant, este vorba de ura de sine. Ura de sine este o noțiune care a fost introdusă de Theodor Lessing, un gânditor evreo-german, într-o lucrare pe care a publicat-o în 1933, cred, care se cheamă Iudische Selbsthass, ura de sine evreiască, și în care tematizează ce se petrece cu sufletul evreului care se asimilează și care o face într-un fel care naște această particularitate numită ură de sine. Eu cred că așa cum Das Unbehagen, noțiunea care e tradusă de obicei prin disconfort sau stare de nebine, mă refer la cartea lui Freud din 1930, Das Unbehagen in der Kultur, despre disconfortul în cultură. Așa cum această noțiune de Das Unbehagen este un concept de înțelegere a culturilor, cred că noțiunea de ură de sine e un concept operativ. N-am vorbit despre asta pentru că în sine este complicat și că trebuie să explic mult. Dar eu cred că cultura europeană este într-o etapă de ură de sine.
Și asta explică adeziunea care e masivă la un corp de ideologii care sunt, de fapt, anti-identitate europeană, anticultură europeană și anti-creștinism. Pentru că, așa cum poziția față de capitalism este un indicator, poziția față de creștinism este un indicator. Și să urmăriți acest lucru, să vedeți ce valoare de turnesol are această chestiune, poziția față de capitalism și poziția față de creștinism. Pledoaria mea e mereu o dificultate când vorbesc despre creștinism, pentru că felul în care eu vorbesc este cultural și teologic. Dar creștinismul e o religie. Religia înseamnă o anumită interpretare a raportului față de divinitate. Acest raport este interpretat în creștinism într-un fel care, din punct de vedere teologic și cultural, e foarte bogat. Și eu vorbesc de această bogăție culturală și teologică și filozofică, firește. Dar raportul, nu vorbesc despre el. Pentru că, așa cum e în modernitate, ăsta este un raport intim. Adică este treaba mea în casă. Nu este în public și așa mai departe. Dar el trebuie evocat. Pentru că această Europa a fost făcută de creștini, de oameni care credeau cu fierbinte în adevărul creștinismului, în adevărul lui ontologic. Adică, când am vorbit de cele trei părți, în care primele două au o parte în ontologia curentă, partea de Trinitate și partea de problemă cristologică, și am spus că ultima parte, care e redemptivă și care se referă la recăpătarea trupurilor la judecata de apoi, rămâne un obiect al credinței pure. Nu are încă, nu e gândită chestiunea asta într-o structură de ființă a existenței. Dar asta rămâne. Noi trăim o epocă în care nu mai credem. Nu mai credem nu înseamnă nu ne mai ducem la biserică. Nu înseamnă nu mai știm rugăciunile de bază. Nu înseamnă nu mai înțelegem când mergem în muzeele Europei la ce se referă, domne, acele tablouri. Nu mai înțelegem când citim lucrările la ce se referă, pentru că suntem ignari, suntem inculți complet în privința datelor de bază ale religiei noastre. Dar ce înseamnă că nu mai credem? De fapt, înseamnă că polul acela care se e exprimat prin ceea ce numim Dumnezeu și care se referă la raportul de transcendență, la noi este atrofiat. Altfel spus, ceea ce era în suflet așa, devine așa. Asta are consecințe asupra sufletului, este o aplatizare. În termenii conferinței mele, dacă am mai vrea să facem a treia navigare, n-am mai putea. Pentru că noi suntem deja în această aplatizare. Iar asta am exprimat prin referire la Blaise Pascal, noi nu mai suntem în starea propriei noastre creații. Aici, valurile vieții, pentru că, mă rog, mulțumeam vieții, începând să spun prima întrebare, m-a dus la un moment dat. Am discutat cu un consilier de lui Giscard d'Estaing, pentru că Valéry Giscard d'Estaing a fost cel care a fost îndriduit să scrie, să coordoneze scrierea acelei Constituții. Și el s-a opus categoric. Și eu personal, care nu sunt foarte dus la biserică, în paranteză fie spus, mi s-a părut o eroare faptul că nu apare în Constituția Europei, nu apar rădăcinile creștine. Și am întrebat, zic, dar de ce? Care a fost resortul? Și am fost uimit la răspunsul consilierului, nu al lui Giscard. Răspunsul a fost, n-am vrut să supăr lume. Și mi-am adus aminte de acest răspuns când mă uitam la niște exponate, priveam niște exponate dintr-un muzeu de la Boston, și am constatat, le priveam pe net,
Și am constatat că ele erau datate. Și nu scria acolo anul nu știu cât, BJC, Before Jesus Christ, ci scria BQE, Before Current Era. Și am zis, frate, stai puțin. Stop. De ce nu mai scriem înainte de Hristos? Și aici revin cumva ceea ce... anecdota asta întărește ideea pe care ai spus-o. În schimb, țin să spun pentru toți cei prezenți și să vă citesc ce scrie în actualul tratat al Uniunii Europene. În actualul tratat al Uniunii Europene, a doua teză a preambulului, care este mai puternică decât orice articol din tratat, deci orice articol al tratatului, se supune acestor idei cheie din preambul. Zice așa, Uniunea Europeană se inspiră din moștenirea culturală, religioasă și umanistă a Europei, din care s-au dezvoltat valorile universale care constituie drepturile inviolabile și inalienabile ale persoanei, precum libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept. Se vorbește despre rădăcina religioasă, dar nu se menționează creștinismul. Și mi se pare... Repet, eu care nu sunt foarte dus la biserică, personal cred că este o scăpare, o eroare majoră și înțeleg din ceea ce spui că drumul de capă al Europei trebuie să fie o revenire la fundamentul nostru cultural, la fundamentul nostru care nu poate să fie altul decât Grecia, Roma și creștinismul. Acum, aș trece, dacă îmi permiți, la o curiozitate pe care cred că ești singurul în capacitate să mi-o satisfaci, pentru că și tu și eu suntem oameni de știință. Vă reamintesc că Horia Roman Patapievici, înainte de Revoluție, era cercetător principal, adică profesor universitar, erai foarte tânăr înainte de Revoluție. Ăla este cercetător 1. Eram cercetător principal. Atât. Principal nu-i peste unul? Nu e unul. Ăla e profesor universitar. Eu eram, nu știu... conferențiar. Da. Fizician. Da, ok? Da. Deci, Horia era fizician, se ocupa, cerceta, făcea fizică. Eu sunt chimist, motiv pentru care niciodată nu m-am identificat cu intelectual. Eu sunt doar chimist, nu sunt intelectual. Și în calitatea asta de chimist, de om de știință, aș vrea să spun o întrebare provocatoare, care nu are neapărat de-a face cu conferința de astăzi, dar cred că are a face cu țesutul nostru social. Dacă nu știi cine a fost Socrate, dacă nu știi cine a fost Platon, toată lumea zice incultule. Știe cineva cine a fost Carey Mullis? Mâna sus, cine știe cine a fost Carey Mullis? Nu știți. Ăsta a inventat PCR-ul. Ați auzit cu toții de PCR, da? Testele COVID au fost toate făcute cu PCR. Știe cineva câte perechi de bază sunt în ADN-ul uman? Nimeni nu o să spună că ești un incult, că nu știi că sunt 3 miliarde de baze. Ba adesea, când vorbești cu jurnaliștii, și încep să le spui ceva despre știință, jurnaliștii încep să spune, domnule, zbâtă la știință și își fac din asta aproape un titlu de glorie. Și atunci vreau să te provoc, este profund provocator ceea ce spun aici. Ca om de știință, care ne vorbești foarte elocvent și evident corect de lucruri complexe, dualitatea particol-undă, era să vorbesc acum de problema neutrinilor solari, că mai așa. Nu ți se pare că ducem lipsă majoră de cultură științifică, cu consecințe foarte grave, anume acelea că mulți oameni urmează ceea ce eu numesc vraci educaționali, în loc să urmeze adevărurile indubitabile ale științei. Nu consideri că prin acapararea noțiunii de cultură de către umanioare, extrem de importantă,
cumva ne plasăm într-o aroganță a umanilor față de știința exactă. Cum simți acest lucru din calitatea ta de fizician și ulterior, evident, de mare om de cultură? E o întrebare mare cât cultura europeană. Răspunsul precis la întrebarea ta, Daniel, mobilizează o distinție din epistemologie între, dacă îmi permiteți să o fac, fără pedanterie. Este o distinție clasică în epistemologie între ceea ce se numește contextul descoperirii și contextul justificării. Când o teorie științifică este descoperită sau inventată, cum vreți, dacă sunteți platonicien sau nu, eu sunt platonician, deci spun că e descoperită, nu inventată, sunt mobilizate date psihologice, culturale, religioase, morale, foarte diverse. Ca să vă dau exemplul lui Isaac Newton. Isaac Newton, dacă vă spun acum în ce credea el și la ce lucra în mod majoritar în perioada în care a făcut marile lui inovații matematice și din fizică, o să vă cruciți. El se ocupa de cronologie biblică, se ocupa de alchimie, încerca să traducă alchimia într-un limbaj științific, își dedica timpul unor lucruri care pentru noi nu că nu sunt științifice, sunt contra, anti-științifice. Conceptul descoperirii conține foarte multe elemente care nu se regăsesc în rezultatul final al descoperirii. Ce ai descoperit, acea teorie, se justifică într-un context care e conținut numai în teoria respectivă. După ce ai descoperit legea gravitațională, nu mai ai nevoie de niciunul dintre elementele care au contribuit la nașterea ei. Ea se justifică numai prin intermediul teoriei. Această distinție este foarte importantă și explică de ce în știință partea de istorie a științei, deși e palpitantă și este înalt semnificativă, nu se regăsește în tabloul cunoștințelor științifice. Și poți să faci știință ignorând complet partea de istorie a științei. E o deosebire, deci, fundamentală între, să zicem, științele umane și științele naturii. Pentru că științele naturii funcționează cu această distinție epistemologică între contextul descoperirii, care poate fi uitat odată descoperirea făcută, și contextul justificării, care este miezul a ceea ce e predat ca știință mai târziu în școală. Științele umane nu se supun acestei distinții. Ca să știi filozofie, trebuie să știi istoria filozofiei. Din acest motiv, e o asimetrie între adevărurile științei și adevărurile culturii, ca să spun așa. Pe de altă parte, ignoranța științifică este crasă în lumea noastră. E consternantă. De unde provine? Și am să închei evocarea, mă rog, răspunsul meu, care e un răspuns pieziș, nu e un răspuns frontal, făcând două referiri anecdotice, una la Petrarca, o figură pe care o antipatizez, și una la conținutul învățământului medieval. Cuvântul medieval e un cuvânt prin care descriem lucruri nasoale. Când spui am să te supun unor chinuri medievale sau condițiile de viață erau medievale sau ești încuiat ca un medieval,
Înțelegem imediat la ce se referă. E cam ca la fel ca în limba engleză adjectivul sau calificativul de bizantin. Înseamnă perfid, trădător, duplicitar. Cuvintele păstrează prejudecățile culturii în care au început să funcționeze. În felul în care, în conotatul cuvântului bizantin în limba engleză, deci în conotatul cuvântului bizantin din limba engleză, eu văd uitarea Bizanțului. După cum, în conotatul negativ al cuvântului medieval, văd uitarea evului mediu care s-a operat prin ruptura modernității. Dar ce vreau să vă spun este că învățământul medieval era un învățământ în proporție de 90% științific. Facultatea de arte, care este în sensul de arte liberale tradițional, acolo se făceau științe în proporție masivă. Era un învățământ care era bazat pe logică, pe matematică. În mult mai mare măsură decât învățământul nostru, despre care spunem că este orientat spre științe. Ăsta este un lucru uimitor, pe care îl afli dacă te duci la surse și ocolești prejudecățile despre evul mediu. Nu s-ar fi putut naște știința modernă a naturii dacă nu ar fi existat această pregătire universitară legată de universitatea medievală, în care logica a fost pritocită într-un mod care a generat acele astuții medievale târzii care au fost ridiculizate de, și vin la a doua anecdotă, aceea legată de Petrarca. Petrarca era un literat pur. Prin literat pur înțeleg unul care nu avea deloc cultură științifică. Și ca atare, despre Universitatea Medievală, el nu avea decât o părere lingvistică și denunța calitatea proastă a limbii latine pe care o vorbeau acei savanți. E totuși de necrezut. E ca și când ai face obiecții de stil unui articol de știință. Cum ar fi să iau eu articolul despre mișcarea browniană, genial articol din 1905 al lui Einstein, și să fac analiză asupra purității limbii germane și să o compar cu limba lui Novalis și să zic, bă, ce ignar era acest Einstein, cum folosea el limba germană. E totuși de necrezut. Cu această obiecție lingvistică, marea tradiție științifică a universității medievale era expediată, pac, așa, pur și simplu. Și noi suntem în consecințele acelui pac, prin care Petrarca, de-aia spun că l-antipatizez. Altfel, ca poet e foarte bun, dar e inferior lui Dante. Cu acest zbâc, gata, ne-am trezit în desconsiderarea completă a culturii. Domn primar, hai, vă rog eu, nu faceți în fiecare săptămână o conferință de asta? Nu, serios, adică în loc să ne pierdem și noi vremea să vedem ce mai face unul altul în politică. Auzi, domn primar, în loc să ne torturăm creierii, ce mai zice ăla la moțiune în Parlament, ai văzut? Hai să ne hrănim sufletul puțin, domn primar, mai des. Bun, acum, imediat așa, sar și eu ca o minge la ceea ce ai spus, deci a zis Petrarca, venind de la Timișoara încoace pe mașină, tata a folosit un termen care a zis neapărat trebuie să-l folosesc, tata vorbea de subjugare stilistică. Ce înseamnă asta? Adică atunci când n-ai mare lucru a spune, și o să observați că mulți jurnaliști fac chestia asta, te duc cu vorba și te subjugă stilistic și ai impresia că au dreptate, dar în realitate bat câmpii, doar pentru că ei vorbesc mai frumos și mai așa decât o faci tu. Și într-adevăr, este una din ceea ce eu percep ca fiind una dintre marile probleme de societate din ziua de astăzi, în această epocă a hiperconectivității, subjugarea stilistică, anume atunci când valoarea de adevăr al unui lucru spus de doamna coafeză de la etajul 6 despre medicină este aceeași cu valoarea de adevăr spus de un profesor de la Harvard pe aceste rețele socializare. Și aș
Aș trece aici la următoarea întrebare, care mă frământă de foarte multă vreme și neavând acest volum cultural pe care îl ai, vreau neapărat să-ți adresez această întrebare. În 1455 a apărut imprimeria lui Gutenberg și a prins umanitatea într-un moment în care, pe care eu îl percep ca fiind un moment în care lumea occidentală era foarte preocupată de dobândirea de plus valoare materială și spirituală. Și imprimeria a fost folosită pentru diseminarea cunoașterii. Desigur, Biblia la început și pe măsură ce a crescut corpusul cunoașterii, diseminarea cunoașterii. În anii 90 a apărut o invenție poate chiar mai importantă decât cea a lui Gutenberg, dar cel puțin de același nivel, anume internetul, prin care printr-un click ai acces la orice. Mircea Minclea ne-a spus că cunoașterea, doar cunoașterea, să cunoști multe lucruri, nu înseamnă că ai învățat ceva. Dar spre deosebire de 1455, când lumea occidentală era într-un elan, în anii 90 internetul ne-a prins într-un moment în care societatea occidentală era giftuită, cu burta plină, luam avionul deja, mergeam unde voiam. Nu că ar fi rău să fii cu burta plină. Doamne ferește! Dar noi am folosit această fabuloasă invenție, internetul, preponderent pentru divertisment. Și astăzi, reflexul societal când mergi pe net nu este să cauți ecuația lui De Broglie și nici să vezi principiul incertitudinii a lui Heisenberg, ci este să te uiți la divertisment. Azi dimineață când m-am trezit la tata se uita pe YouTube la un meci de box între Cassius Clay și nu mai știu cine, George Foreman. Cum crezi, dacă crezi, că am putea face din căutarea cunoașterii, căutarea educației, o dinamică societală pentru cei tineri? Suntem foarte departe de acel moment, dar cum, ai câteva idei de cum am putea să facem din ideea că această cunoaștere este un ascensor social? Că până la urmă asta este ceea ce duce societatea mai departe. Aici sunt mai multe straturi în ce spui. Unul este contrastul în care pui descoperirea internetului sau crearea internetului, crearea internetului cu invenția lui Gutenberg. Și tiparul cu elemente mobile și internetul sunt instrumente, sunt mijloace, sunt sunt instrumente, nu sunt conținuturi. Deci cu ele faci ce faci, conținutul tu-l dai. Internetul este ceva de necrezut. Eu, bună oară, beneficiez de el, așa sunt beat de fericire, pentru că am acces la toate edițiile, gratis. Mă refer la lucrările clasice, nu astea de acum. Sunt oameni care au pus pe internet marile dicționare, grec, limbă modernă, latină, limbă modernă, dicționare etimologice, toate astea sunt accesibile gratis. E uluitor. Mă gândesc că și eu am involuat de pe urma acestei accesibilități, pentru că dacă aș fi avut banii să cumpăr toate aceste cărți de referință și le aveam în bibliotecă, ce mușchi aș fi făcut, mereu ducându-mă pe scară, dând jos, ditai tomurile, punându-le așa. Așa mușchii mei se atrofiază pentru că fac click și am, Bai este aici. Așa mai departe. Le am pe toate, ediția leonină din Toma din Aquino, deci e ceva de necrezut. E o beție internetul. Umberto Eco spunea
Depinde cum folosești. Dacă faci, dacă pui sintetic a priori Kant și faci o căutare într-o limbă dată pe internet, o să obții zeci de mii de intrări în mod previzibil. Dar el spune, dar trebuie să știi despre ce este vorba ca să ierarhizezi ce îți oferă acest internet. Pentru că internetul, de fapt, ce este? Este un uriaș depozit plus o cale de acces. Deci este un motor care îmi permite accesul la un depozit fenomenal. Acest depozit fenomenal este fenomenal pentru că foarte mulți oameni pe care noi cunoașteți și-au pierdut timpul lor, și-au cheltuit din timpul lor ca să ridice pe internet aceste lucruri. E un lucru care ne scapă, îl uităm adesea, ce cantitate de cooperare generoasă, pur gratuită, există în acest internet. Este o expresie a civilizației noastre, pe care o trecem cu vederea. Așa. Bun. Ce facem cu el? Trebuie educație. Tu mă întrebi. Și n-am răspuns la întrebarea ta. Cum se poate trezi conștiința că numai educația sau prin educație se obține nu știu ce? Păi, e o întrebare legitimă sau nu? Este legitimă, dar eu o gândesc așa. Eu o gândesc în interiorul problemei civilizației noastre. Civilizația noastră stă sau cade împreună cu capacitatea ei de a reproduce tipul uman care a creat-o. E ceva profund aici. Dacă civilizația mea creează prin funcționarea ei un tip uman care nu are nevoie de ea, această civilizație va dispărea. Ori ce văd este că noi creăm un tip uman care nu are nevoie de civilizația noastră. Nu are nevoie de memoria ei. Nu dă doi bani pe aceste contribuții culturale. Deci, scuză-mă, deci chiar am impresia acum că ai spus un lucru fabulos. Civilizația noastră, în acest moment, încearcă să creeze tineri, creează un tip uman care nu mai e capabilă să reproducă această civilizație. Și sunt multe componente, nu este doar componenta educativă. E acest lucru pe care filozoful Roger Scruton l-a numit cultura repudierii. Gândiți-vă la ea, ea e profundă. Noi suntem instalați într-o repudiere a propriei noastre culturi. Ni se pare mult mai atractivă altă cultură. În creștinism, de exemplu, în tradiția creștină, există absolut tot ce poți găsi în budism. Dar această chestie pe care am mindfulness, eu îmi stă mintea în loc, domnule, când văd chestia asta. Mindfulness. Deci ceva ca și când s-a descoperit ceva absolut nou, dar eu imediat pot, cu o cultură minimală din tradiția creștină, să spun asta, 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 asta. Bunicul meu făcea mindfulness zilnic. Ce-mi vii cu chestia asta, doamne? Dar noi suntem instalați într-o uitare a propriei noastre culturi. Da, care... uite, când, știi, te duci acasă și aprinzi bețișoare de alea parfumate, faci mindfulness. Da. Când te duci la biserică și dă cu cadelnița și face cu tămâie, vai, ești... Asta e obscurantism. Exact. Bun, acum, cum toate lucrurile bune au un sfârșit, eu nu aș sta aici până mâine dimineață, vreau să pun o ultimă întrebare, dar aș vrea să alegi între o întrebare personală, nu foarte personală, dar una personală cu implicații societale și una conceptuală despre Europa, pe care alegi să ți-o pun. O carte teoretică, Critica rațiunii pure a lui Kant, începe cu un preambul. Acel preambul dă un citat din Francis Bacon, filozoful, în care citează în latinește formula De nobis ipsis silemus. Despre noi înșine nu vorbim.
Bun. Atunci, auzi, trăim în democrație. Cine vrea să pună o întrebare personală? Mâna sus. Bun. Uite, o să pun întrebarea conceptuală și o să aduc din Comdei și întrebarea personală, care transcende persoana Patapievici. În 1963, De Gaulle s-a întâlnit cu cancelarul Adenauer. Și De Gaulle a spus, nu mai știu dacă în 63 sau în 61 când s-au întâlnit, în orice caz, De Gaulle a spus așa: până acum a fost datoria mea, datoria noastră, să vă învingem. De acum este datoria noastră să fim prieteni. Și printr-o strângere de mână, cei doi mari politicieni, De Gaulle și Adenauer, au pus bazele a ceea ce astăzi este Uniunea Europeană. Sigur, au existat înainte, dar ăla a fost momentul în care Germania și Franța au zis: gata, construim Europa, Uniunea Europeană, care, exact așa cum ai spus, nu consumă întreaga noțiune de Europa. În vremea era comunitatea economică. Comunitatea oțelului, mă rog, ceea ce s-a transformat astăzi în ceea ce știm ca fiind Uniunea Europeană. Vreme trece, vreme și odată ce cei doi mari oameni politici au zis o facem, armate întregi de birocrați, armate întregi de funcționari, s-au pus pe treabă și au făcut-o. În 2017, dacă nu mă înșel, cancelarul german Merkel și președintele Franței Hollande au ținut în același moment fiecare câte un discurs în Parlamentul European. Dacă ascultăm acele discursuri, vom vedea că s-au închis într-o serie de chestii tehnice. Nu trebuie să creștem taxele cu nu știu cât la sută, că se întâmplă nu știu ce cu euro, chestiuni tehnice. Deci oarecum nu a mai existat vectorul unei decizii politice puternice. Altfel spus, o facem. Și voi, cei care sunteți administratori, faceți-o, că s-a decis politic. Ci oarecum marii politicieni ai Europei poate au devenit cumva prizonieri ai mizelor mici. De ce spun această întrebare? De ce spun, nu e o întrebare, ci îți solicit un comentariu. De ce ți-o pun și de ce ți-o pun ție? Sunt foarte puțini oameni în România și nu doar, care au capacitatea de a opera cu concepte. Dar nu numai. Pentru că atunci când îl vezi pe Horian Roman Patapievici operând cu concepte, uiți că este unul și același om care timp de mulți, mulți ani a condus, a pus pe picioare în realitate și a condus fantastic de bine Institutul Cultural Român, care a devenit, sigur, el a fost fondat înainte de Buzura, dacă nu mă înșel, dar Horia Roman Patapievici l-a pus, a fost emblema României în străinătate. Deci, îți spun această întrebare despre conceptul politic care a dus la Uniunea Europeană și oarecum ceea ce se întâmplă din punct de vedere administrativ ulterior, pentru că tu ai această capacitate a opera cu concepte, dar în același timp conceptele astea nu au rămas în aer, s-au scris pe hârtie, ci toate aceste idei s-au transformat și în ceva concret în modul în care ai condus Institutul Cultural Român. Și uite, așa am pus și întrebarea conceptuală și aia personală. Da. Aia personală fiindcă am condus Institutul Cultural Român. Nu, eu cred că sunt prea puțini oameni în România care pot să opereze cu concepte, dar în același timp și să vină în concret și să facă lucruri măsurabile. Că în viața publică românească, eu nu m-am săturat de mari teorii și vreau să văd lucruri făcându-se, dar nu vreau să văd lucruri făcute de oameni care nu gândesc. Și sunt foarte puțini
asemenea oameni. Mircea Miclea e unul dintre ei. Tu ești unul dintre ei. Deci un comentariu, te rog frumos, pe aceste teme pe care am încercat să le pun împreună. Da. Am să răspund făcând un elogiu prietenilor mei cu care am făcut Institutul Cultural Român. E vorba de Tania Radu, de Mircea Mihăieș, de Dan Croitoru și, dacă nu mai dau alte nume, este că e un șir lung de femei și bărbați, tineri în majoritatea lor, între 25 și 40 de ani, care au fost extraordinari, mobilizați de această viziune. Și aș face analiza conceptuală a formulei de succes. Am evocat aici raportul de secundaritate. Când știi că există cineva care știe, te pui la școala lui. Primul lucru pe care l-am făcut cu colegii mei a fost să fac turul institutelor culturale occidentale din București și să le spunem, suntem aici și vrem să facem treabă. Două lucruri, vrem să colaborăm și vreau să știu cum faceți voi. Și în deplină imparțialitate m-am pus la școala lor. Și asta a durat câteva luni. Și din asta înseamnă că le-am citit constituțiile, le-am citit modul de funcționare, am stat de vorbă cu ei și așa mai departe. Am apreciat care sunt diferențele instituționale între o arhitectură instituțională compatibilă cu statul englez, care e foarte diferită de statul francez, de afilierile instituționale ale Institutului francez, care ține de Ministerul de Externe francez și este o componentă a statului francez, făcând politica statului francez, și modul în care British Council funcționează, specificul lui Goethe Institut. Și am dat trei exemple care în sine constituie categorii de funcționare. Noi cum ne putem insera? Și aici apare realismul. Realismul este ce am la dispoziție ca instrumente pentru a face treabă. Este instrumentul legal, juridic, care este Constituția după care funcționezi. E legea. Legea nu e singură, ci într-un context legal care dă limitele, dar și posibilitățile de funcționare ale acelei legi. E un instrument. Un altul este instrumentul administrativ, așa numită organigramă. Este elementul uman și, nu în ultimul rând, instrumentul financiar, adică mijloacele pe care le poți mobiliza din bugetul de stat pentru a-ți finanța programele. Și am construit, pornind de la ce am învățat de la cei trei, Goethe Institut, British Council și Institut Français, particularizând pe situația noastră, am construit o autonomie față de Ministerul de Externe a Institutului Cultural Român și aici președintele Băsescu a fost extraordinar de important în asigurarea acestui decupaj de autonomie. Pe baza autonomiei am construit ceva ce este diferit de politica culturală a statului, făcând, și asta este marea inovație pe care echipa mea a introdus-o, viziunea ei, punând în contact direct piața culturală românească cu piețele culturale pe care vrem să ne afirmăm. Marea găselniță pe care echipa mea a făcut-o a fost să imagineze mecanisme prin care poți să pui în contact direct cu finanțări care nu sunt exorbitante piețele culturale. Aceea care vrea să se afirme, a noastră, cu cea pe care vrei să te afirmi, cea occidentală. Pentru asta a trebuit să am un instrument. N-am putut modifica instrumentul juridic. N-am putut modifica legea deloc. Pentru că asta depinde de configurațiile politice, pentru că niciunul dintre noi nu era om politic, nu aveam un partid în spate, dar am avut un sprijin, care a fost președintele Băsescu, care a fost un sprijin de non-beligeranță, de non-intervenție. Și asta a fost foarte important.
Adică ni s-a asigurat autonomia. Asta a fost, de fapt, sprijinul extraordinar. Am putut modifica instrumentul financiar pentru că mi-am crescut bugetul prin argumente pe care le-am avut cu primii miniștri din epoca respectivă și cu miniștrii de finanțe. N-am putut modifica foarte mult personalul pentru că codul muncii este un cod socialist la noi și deci angajatorul nu poate dispune de personalul pe care îl are la dispoziție și a trebuit să improvizez. Știți cu cine a semănat echipa mea? Ați văzut filmul Andrei Rubliov? Îl țineți minte pe fiul clopotarului? Ăla care îl văzuse pe taicăsu cum se face un clopot, dar nu făcuse niciodată un clopot. Așa am fost noi. Noi am văzut la alții cum se face un clopot și a trebuit să improvizăm. Și într-adevăr, acel băiat a improvizat sub amenințarea vitală, existențială a cneazului, care îl belea dacă nu reușea. Era din capul locului clar. La fel eram și cu noi. Numai că era marinar, nu era cneaz. Nu, da, nu el ne executa. Era un eșec față de societate, un eșec față de noi, un eșec. Și am fost exact ca și clopotarii. Și în primul an a fost anul de gestație, 2005. În 2006 am avut prima creștere de buget și am putut, ce am inventat în acest an, să punem programele, să le facem să trăiască. Și simultan a fost creșterea institutelor pentru că am multiplicat de la an la an numărul institutelor din străinătate. Și de la an, în al treilea an deja izbândiserăm. Succesul nostru a fost cu totul remarcabil, dar pentru că am inovat. Am făcut acest lucru, am inventat programe capabile să pună în contact direct piețele culturale între ele. Asta a fost marea găselniță pentru care ne-au admirat și occidentalii. Am devenit în scurt timp, adică în 3-4 ani, asta e foarte puțin în termeni instituționali. În scurt timp am devenit un atractor. Din spectatori am devenit atractori pentru institutele de la care am învățat. Și marea victorie, iartă-mă, și cu asta închei, marea victorie știți care a fost? Să promovăm cultura română pe banii altora. Ăsta e marele succes. Pentru că noi puneam o cantitate X și pentru că deveniserăm atractori, veneau și ei de pe piețele pe care ne afirmam cu o sumă similară. Ăsta a fost extraordinarul succes. Practic, noi ne-am dublat bugetul. Atât de atractiv deveniserăm, încât veneau ei cu o cantitate aproximativ egală cu bugetul cu care noi veneam pentru a promova cultura română. Asta a fost treaba. E un dicton francez care zice așa: la culture, c'est comme la marmelade. Moins on en a, plus on l'étale. Cultura e ca marmelada. Cu cât ai mai puțină, cu atât o etalezi mai mult. Și fac și eu chestia asta. Acum, Deng Xiaoping, când a venit la putere, mi se pare prin 78, înainte să preia puterea, s-a dus și a stat câteva luni bot în bot, să zic așa, cu Lee Kuan Yew, cel care a făcut statul Singapore să fie ceea ce este astăzi. Și a spus ăluia: vreau să învăț. Și câteva luni a învățat de la Lee Kuan Yew cum a făcut el din Singapore, care era practic lumea a treia în anii 60, în bijuteria care era atunci. Și când s-a întors să conducă China, a făcut în mai multe locuri din China un mic Singapore și de acolo a văzut că funcționează și, mă rog, a avut toată această chestiune. Într-un cuvânt, Uniunea Europeană, crezi că ar trebui să fie mai politică sau mai administrativă? Ai vrea o Uniune Europeană mai politică sau o Uniune Europeană mai administrativă?
Ea trebuie să fie și politică și administrativă. Dar știu ce nu vreau. Nu vreau ca Uniunea Europeană să îmbrățișeze ideologii particulare, adică să se identifice cu o anumită filozofie sau cu o anumită ideologie pe care să o impună prin intermediul mecanismelor care îi stau la dispoziție. Ea trebuie să ilustreze idealul modern al statului, care este neutralitatea lui în raport cu opțiunile religioase, filozofice, ideologice ale cetățenilor. Uniunea Europeană nu trebuie să fie ideologică. Da, și atunci Uniunea Europeană, în ceea ce spui, trebuie să fie o Uniune Europeană creștină, pentru că după sumarele mele cunoștințe culturale, creștinismul este singura religie care și-a rezolvat problemele cu statul. Creștinismul, în țările creștine, religia e una, statul e alta. Și cred că asta diferențiază creștinismul, în modesta mea opinie, în interacțiunea sa cu statul față de alte religii, în interacțiunea lor cu statul. Eu personal îți mulțumesc. În încheiere am să te rog din partea organizatorilor să dai un autograf pe acest frumos afiș. Încă o dată, aș mai sta aici mult și bine, dar Horia, domn primar ne finanțează, dumneavoastră ne finanțați. Mulțumim! Un cuvânt, domn primar. Nu vreau decât în numele celor prezenți aici să vă spun că suntem fericiți că și privilegiați că ați fost cu noi în seara asta. Vă dorim multă sănătate și să mai aveți parte de multe ocazii în care să prezentați lucruri și în alte locuri din țara asta. Știu că astăzi la modă este stand-up comedy și alte lucruri care aduc mii de oameni în săli. Tocmai de aia consider un privilegiu că v-am avut în seara asta aici. Vă mulțumesc în numele tuturor!